Care sunt marile surprize ale acestui scrutin electoral, dincolo de bătălia? Păi, marea surpriză e faptul că nu am văzut niciun val democrat la aceste alegeri. Mă rog, anumite estimări sugerau, sondajele cel puțin sugerau acest lucru. Și aici poate că ar fi interesant o discuție care ține de psihologia votantului american, mai ales în contexte în care, poate că nu doar american, dar în contexte în care unul dintre candidați, să spunem, are un profil mai degrabă mai controversat, mai nu atât de potrivit cu ceea ce ne așteptăm noi să fie un politician, un om politic așezat în cadre normale. Nu, atunci când ai de-a face cu un politician mai atipic, controversat după anumite standarde, așa cum este Donald Trump, mulți cetățeni americani evită să-și exprime în mod clar, ferm, opinia, simpatia de teama oprobriului public. Prin urmare, a fost un vot ascuns destul de puternic. De asemenea, din punctul meu de vedere, sondajele de opinie nu au reușit să identifice o altă spirală a votului ascuns determinată de protestele Black Lives Matter, care au determinat acele violențe inacceptabile pe străzile, în comunitățile americane. Foarte mulți americani și-au simțit amenințată siguranța personală, siguranța bunurilor, multe afaceri care au avut de suferit din cauza unor interpretări aproape exagerate, n-am le-aș spune extremiste, dar foarte exagerate, repet, care s-au transformat în violențe și care cred că l-au avantajat pe Donald Trump. Deci la finalul acestor alegeri, dacă Donald Trump va câștiga un nou mandat, poate că una din entitățile cărora ar trebui să, și o spun fără urmă de ironie, o spun așa cum se aude, una din entitățile pe care ar trebui probabil să le transmită, nu știu, mulțumiri pentru contribuția indirectă, va fi exact această organizație Black Lives Matter, care prin atitudinea extrem, extrem de agresivă și violentă, nu a făcut decât să planteze vot după vot în buzunarul lui Donald Trump, adică principalul lor adversar. Politica contrar, cum ne-am fi contrar dorinței lor, contrar așteptărilor lor, însă atunci când exagerezi cu mijloacele de promovare a propriilor interese, a propriei agende și apelezi la mijloace violente într-o societate totuși democratică care are mecanisme de reglare a tensiunilor sociale de acest tip, nu faci decât să culegi furtuna pe care tu ai semănat-o.